Domnule președinte al Academiei Române Ioan Aurel Pop, domnule președinte al Camerei Deputaților, excelențele voastre, domnilor ambasadori, stimați membri ai Corpului Diplomatic, stimați membri ai Guvernului, domnule consilier prezidențial, dragi colegi parlamentari, stimați lideri ai cultelor religioase din România, stimați invitați, vă urez încă o dată un bun venit în Parlamentul României. Se pare că nu v-ați trezit prea tare. Bun venit în Parlamentul României! Dragi invitați, ca scurt istoric, vreau să vă spun că primul grup de rugăciune din România a fost inițiat încă din anul 1993 de către doi parlamentari, Dugulescu Petru și Ioan Alexandru. Prima întâlnire având loc, ironia sorții, chiar în fostul cabinet al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. La el au participat reprezentanți ai diverselor culte și confesiuni din România, ai Corpului Diplomatic și ai multor sfere ale societății. Astăzi, senatori, deputați din diverse partide și de confesiuni diferite, motivați de credință și preocupați de starea spirituală a societății, se întrunesc săptămânal în cadrul grupului creștin de rugăciune din Parlamentul României pentru a citi Biblia și a se ruga. Astfel de evenimente se organizează peste tot în democrațiile și în lumea occidentală, în Washington, în Bruxelles, în Berlin, în Viena, în Londra, Ierusalim, în Sofia și în alte țări din lume. Parlamentarii care fac parte din acest grup creștin de rugăciune, așa cum a spus, deși sunt de confesiuni diferite, chiar din partide diferite, au un crest foarte puternic, în concordanță cu ceea ce au declarat la depunerea jurământului. Acela că prosperitatea materială a unei națiuni vine în urma prosperității spirituale a unei națiuni. Stimată audiență, tema acestui mic dejun cu rugăciune este despre valorile identitare europene. Sunt un european convins, dar în același timp sunt român și în primul rând român. Vreau să subliniez încă o dată că valorile identitare europene sunt perfect compatibile cu valorile identitare românești. În încheiere, vreau să îl citez pe unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene, fostul cancelar al Germaniei, unul dintre bărbații de stat a Europei, care a pus umărul decisiv la formarea Uniunii Europene. Auziți ce spunea domnul Konrad Adenauer, cancelarul Germaniei care a reconstruit Germania după cel de-al doilea război mondial. Această Europa, cu a sa cultură clădită pe creștinism, trebuie salvată cu orice preț. Aceasta este marea datorie a partidelor creștine. Trebuie să salvăm Europa de dragul lumii întregi. Nu putem permite ca Europa să fie înghițită de Asia. De aceea spun, ne vom opune oricărui colectivism, indiferent cum se numește acesta. Dorim să salvăm pentru lumea întreagă libertatea persoanei, așa cum a dezvoltat-o creștinismul. Și vrem să salvăm Occidentul creștin de dragul lumii întregi. Am încheiat citatul Konrad Adenauer.